Data aceasta, haideți să ne simțim înjurați de către teoria gravitației. Pentru că asta este, trebuie să. Ne, să eu, eu mă simt înjurat și insultat de teoria gravitației, este o teorie. Teoriile nu sunt legi. Legile cum este legea perspectivei, legea lui Coulomb, legea densității, alea, pentru că se dau totdeauna 100% în lumea reală. În schimb, gravitația, toți știți cât de uh, mult insultă inteligența umană. Ăștia încearcă să demonstreze în laboratoarele lor cum că gravitația și teoria relativității și experimentele funcționează și este tot un haos. Nicola Tesla, care de fapt ceea ce știm despre el este mai mult minciună decât adevăr, dar în fine, sunt anumite adevăruri. El a spus clar că Einstein și cu teoria lui a relativității este... Să nu spun ceva, dar acum fiecare să accepte pe, Einstein sau pe Einstein să vă cum îi place lui. chestiile care le fac ăștia experimentele, sunt grafică pe computer, pe calculator. Desene animate 3D. Dar academicienii la universități și la ăștia care se simt super speciali vor continua în continuare să spună că ei ultra definitiv, că au găsit la nu știu câte sute sau mii de ani lumină, sau miliarde de ani de ani de lumină sau miliarde de kilometri, mai nu știu cum să le mai spun, în spațiu, au găsit găuri negre și nu știu ce stele, și nu sunt stare să fac o poză oficială, cauți pe internet poză cu luna și vezi mai prostii. În fine, este la televiziune și la radio și la în presă și pe internet, pe canalele oficiale, arată cum că îți cade ceva din mână și că asta este gravitația, știi? Și asta înseamnă că ăla de care zboară cu baloanele este antigravitație tot este densitate. Nu există, nu există gravitație și antigravitație. Există densitate și câmp electromagnetic. Da? Din nefericire pentru rasa noastră, sunt foarte puțini cei care gândesc la fel de uman. să vedem ce pot să mai arăt aici. Chestia asta, când tu vorbești cu cineva care se află, de exemplu, dacă tu, ești de, dacă tu te afli, de exemplu, în nordul Europei, sau în Europa, sau în America de Nord, sau în Rusia, și vorbești cu cineva care se află în Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, America de Sud, etc. Așa că dacă te uiți pe Telefonul ești cu WhatsApp sau cu Telegram sau cu ce aplicație folosești, nu-l vezi pe respectivul din emisferul sud, cum îmi spune, nu-l vezi cu capul în jos și cu curul în sus. De ce nu-l vezi cu capul în jos cu curul în sus? A, pentru că trăim pe un pământ plat. Deci vapoarele, apa, zgrienorii, clădirile, oamenii și tot ce a spus Isaac Newton este o minciună. Apa, asta se întâmplă cu apa când o pui pe o sferă, mingea de tine este o sferă, și când se învârtește sfera, este un haos. În schimb, noi trebuie să acceptăm că trăim pe un glob care se mișcă în spațiu. Ăștia care voi îi înțelegeți foarte greșit masoni. Pentru că și între masoni sunt 11.000 de categorii și de nivele. Un mason de nivel inferior este ca tine și ca și mine. Nu va cunoaște niciodată secretele și adevărurile absolute. Acum, ce se întâmplă cu masonii? Ei, între ei, știu toate lucrurile astea adevărate. Știu că gravitația și pământul globe este o minciună, dar pentru populația de rând, asta se vinde pentru că asta este agenda. Și cam atât. Să nu credeți că ăștia care sunt masoni, ei nu știu. Bineînțeles că știu, urmă. că ei sunt acolo un grup select și sunt pe categorii și așa mai departe. Și ei conduc lumea. Atunci, care este gravitația până la urmă? Este ecuații matematice, adică litere și numere pe o foaie de hârtie sau pe o tablă sau pe un ecran în cazul ăsta, că suntem o rasă civilizată cu internet și cu tablet și cu smartphones, telefoane inteligente, ca să te simți tu special. Ca și profesor academician, așa mai departe, pentru că trebuie să-ți primești banii de la guvern, etc. Atunci, gravitația, am mai spus că este cu luna și cu soarele, cum că se, învârte într -un, se învârtesc într-un spațiu electromagnetic care este închis, Pământul este un în spațiu închis, este artificial, este o grădină umanologică, adică ca și zoologică dacă, pentru ființe umane, un prototip experimental uman. Și cam atât este așa de greu de înțeles. Luna care o, este, așa e grozavă, luna că poate să, să miște miliardele și sutele și mile de miliarde de ape cum, cum, cum se mișcă cică, din cauza lunii, dar nu este în stare să miște apa din la mine în pahar, știi, care, în fine, cine înțelege, înțelege. Acum, o chestie științifică pentru că rasa de ființe umane care se uită la în general pe YouTube sunt antiștiință, mă refer la cei care înjură tot timpul. Nu acceptă știință, uite eu accept știința. Obiectele nu cad, ci se scufundă în apă și în aer. Pentru că atât apa cât și aerul sunt fluide, fluid, fluide, adică cu alte cuvinte, din cauza densității, dacă densitatea ta este mai mare decât densitatea mediului în care te afli, apă sau aer te vei scufunda și dacă este mai mică vei pluti. Ce spune dicționarul în limba engleză și în limba română trebuie să fie același lucru pentru că e doar o traducere despre fluid. Este o substanță care nu are o formă fixă și care este afectată de către o presiune externă și pe aceea spune un gaz sau în special un lichid. Deci pentru faptul că lichidele în special sunt fluide, asta nu înseamnă că gazele nu sunt, că și gazele conform dicționarului sunt fluide. Prin urmare, aerul, dacă tu te arunci cu parașuta sau dintr-un avion, de fapt tu te scufunzi în aer. Asta se întâmplă. Nu cazi. Pentru că nu există gravitație. N-ai cum să cazi. Te scufunzi din cauza că, că densitatea ta este mai mică decât densitatea aerului în care te afli. Dacă te -ai afla într-un mediu în care aerul are o densitate uh, mai, uh, mai, mică și să fie, de exemplu, mai mică, decât, mai, mai mică decât tine. Deci tu, de exemplu, te duci undeva într-un mediu și dintr-o dată ești mai ușor decât aerul, ca și densitatea, atunci vei pluti. Vei pluti pur și simplu în aer, pentru că ai fi în alt mediu. De aceea plutești în apă cu multă sare, pentru că densitatea corpului tău este mai mică decât densitatea apei cu multă sare. De aceea plutești în apa mării, când faci, când mergi să noți, poți să plutești liniștit. Atunci, um, atâta, deci nu sunt multe chestii de spus. Uh, densitatea egal cu masă supra volum, asta este știința adevărată aveți exemple, este foarte simplu, este matematică și fizică basică, ăsta a înjurat omenirea, dar nici care a existat, Isaac Newton, de fapt. Și principiul de Archimede, care la fel se bazează pe de toată lumea știe principiul de Archimede și poza, atât dacă pui un obiect într-o masă de apă sau de aer și se mărește volumul, adică și cantitatea, și ceea ce, dacă ești într-o vană, de exemplu, sau într-un pahar, ceea ce dă peste este egal cu volumul obiectului care a fost introdus în mediul respectiv. Deci, ok, în, în ceea ce privește un fluid, nu? lichidele, fluidele și, în același ce timp, și aerul, pentru că aerul este un fluid. Și cum atât, densitatea și principiul Archimedei, care sunt legi când o lege este lege este lege pentru că se dă tot timpul aceeași lege învață puțină matematică și fizică basică că nu e așa de greu dar eu recomand ca tu să rămâi în continuare cu principiile matematice de teorie ca să mă cred eu tare și mare și egocentrist pentru că așa funcționează sistemul actual cu universitățile, cu firmele, cu corporațiile, cu la școală ca să fii respectat mai de ființele care sunt în jurul tău că dacă tu spui adevărul vei fi înjurat așa ca, ca să nu fii înjurat ca să caz la bine la toată lumea, ca la toată lumea să te placă și socrata și norăta și preatinul tău și vecinul tău și cățelul preatinului pisici din vârful muntelui, am să placi toată lumea Spune și tu cum se spune în general, că totul este teoria gravitației, teoria relativității, că trăiești pe un glob și că așa vei fi iubit de oameni, oi. că așa trebuie să fie, pentru că viața e scurtă, de ce să fii urât de oameni, mie să fii plăcut de oameni, cu minciuna. Și cam atât, sper că ți-a plăcut, cum a spus ăștia de la Cambridge, au spus că teoria, vezi că și ei spun teoria lui Newton, nu spun legea lui Newton, teoria lui Newton este așa de inconsistentă, cu relativitatea specială că trebuie să fie abandonată. Cum abandonezi? Adică eu stau la la școală și îmi bat capul de toți pereții ca să iau notă bună la fizică și la matematică ca să, ca să fie mândră rasa umană de mine, ca să am un loc de muncă bun, să fiu sclap pe veci pentru 1200 de euro. Și tu spui că legea lui Newton, adică, pardon, teoria lui Newton este inconsistentă și eu trebuie să o învăț ca să dau examene. Hai, e capul meu. Și cam atât. Gravitația magică, magie. Ce este magia? Magia este gravitația. aplaudă, aplaudăm, aplaudăm toată lumea. Continuăm să trăim, să respectăm această, acest trai și hai să terminăm video cu o imagine care pe mine mă încântă. Deci să știți că, să știți că rasa umană care trăiește dincolo de curba globului care se învătește cu apă curbată arată așa. Deci tu dacă vrei să emigrezi din România sau de unde ești, în altă țară, e acolo de departe, să știi că o să trăiești cu curul în sus. Și cu atât, în următorul video.